După depunerea jurământului de credință și începerea activității parlamentare, deputatul evreu Silviu Wexler a adresat o serie de interpelări instituțiilor române abilitate să combată antisemitismul și negaționismul, solicitându-le date referitoare la sancționarea încălcării ordonanței de urgență a Guvernului 31 din 2002 de combaterea antisemitismului, negaționismului și a manifestărilor cu caracter fascist, rasist și xenofob. Dintre interpelările amintite, dorim să ne referim la aceea din 13 februarie 2017, care solicită Ministrului Justiției din Guvernul Grindeanu informații referitoare la anchetele din ultimii 5 ani, privind încălcarea ordonanței de urgență amintite și rezultatele lor concrete. După 4 luni, domnul Wexler a primit mult așteptatul răspuns semnat de procurorul general Augustin Lazăr. În perioada 2012-2016, unitățile de parchet au avut de soluționat 103 cauze, având ca obiect infracțiunile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 31 din 2002, dintre care au fost finalizate cercetările în 78 de cauze. Din totalul soluțiilor remise, 4 au fost rechizitorii, 22 rezoluții de neîncepere a urmăririi penale, 42 ordonanțe de clasare și 10 ordonanțe de renunțare la urmărirea penală. Instanțele de judecat au dispus 2 condamnări și o achitare. Așadar, reținem că în ultimii 5 ani au fost condamnate doar 2 persoane pentru delictele de antisemitism, negaționism și manifestări cu caracter fascist, rasist și xenofob. Totodată, din raportul Departamentului de Stat American cu privire la drepturile omului din România, reiese că în prima jumătate a anului 2016 au fost semnalate 12 încălcări ale legii care condamnă negarea Holocaustului și folosirea de simboluri fasciste, rasiste și xenofobe. 11 dosare au fost clasate, iar în ultimul caz s-a renunțat la urmărirea penală. Domnul Wexler nu ne-a comunicat dacă este satisfăcut de răspunsurile primite, dar noi am constatat că domnia sa nu a mai întreprins noi demersuri în legătură cu nesancționarea unor cazuri flagrante de antisemitism și negaționism. Ne permitem să aducem în atenția domnului deputat faptul că prin hotărârea numărul 114 din 25 februarie 2015, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a dispus clasarea dosarului penal deschis colonelului SRI în rezervă Vasile Zărnescu, autorul cărții Holocaustul Gogorița Diabolică. Dorim să-l întrebăm pe domnul deputat Silviu Wexler dacă este sau nu deranjat de următoarea declarație făcută de Vasile Zărnescu cu ocazia lansării cărții Holocaustul Gogorița Diabolică și de faptul că dosarul său a fost clasat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, a cărui hotărâre a fost adusă la cunoștință la 8 martie 2017. Doar 74.000 de persoane au murit la Auschwitz. Nu 4 milioane, nu 6 milioane cât au zis unii. Aceste 74.000 de victime de la Auschwitz, din cei 3 ani și jumătate, după opinia altui istoric jidan, Arnold Mayer, spune că cel puțin jumătate au murit din cauze naturale. Dorim să-l întrebăm pe domnul Wexler și care este părerea domniei sale cu privire la următoarele declarații ale lui Vasile Zărnescu. Holocaustul n-a existat pe nicăieri. Asta rezultă din propagandă, domnule. Din propagandă și din datele statistice. Nu există arhive, nu există cimitire, nu există dovezi concrete. Nu a existat nici o cameră de gazare, nici un lagăr, pentru că așa ceva era imposibil. Și nu se poate face într-o cameră. Zidurile care chipurile au servit de cameră de gazare nu au imprimat vedere resturi de gaz, de ciclon B sau de celelalte gaze care chipurile ar fi servit la omorârea jidanului. În niciuna din interpelările sale, deputatul evreu Silviu Wexler nu suflă un cuvințel despre aceste declarații și nici despre clasarea dosarului de urmărire penală înaintat de domnul Marcu Maximilian Caț, directorul Centrului de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului din România. Impresia generală este una de superficialitate în abordarea tematicii antisemitismului și negaționismului din România, de ochii lumii, pentru ca nimeni să nu poată afirma că domnul Wexler nu face absolut nimic. Dar la acest subiect vom mai reveni într-un reportaj viitor.